George Simion l-a vrut naș pe Gigi Becali. Motivul pentru care patronul lui FCSB l-a refuzat pe politician. George Simion s-a căsătorit zilele trecute. Însă, Gigi Becali nu s-a ținut de toate promisiunile pe care acesta i le-a făcut politicianului. Patronul lui FCSB i-a făcut un dar de nuntă special, după ce a fost la un pas să se răzgândească. George Simion a ales un mod inedit de a-și destinul cu Ilinca Munteanu parlamentarul a optat pentru un eveniment în aer liber, în comuna Măciuca, la care au participat peste 10.000 de oameni. Acesta s-a gândit ca unul dintre nași să fie Gigi Becali, după cum a mărturisit chiar patronul FCSB-ului. Însă latifundiarul din Pipera a refuzat propunerea demnitarului, dar a ținut să se revanșeze cu cadoul de nuntă. A asigurat brânza pentru eveniment, respectiv două tone, care a costat aproape 20.000 de euro. Motivul pentru care patronul lui FCSB a refuzat cererea de NASA politicianului a fost faptul că acestuia nu doi plac petrecerile. Eu am dat brânza care costă vreo 20.000 de euro. Omul face totul pe față, primește cadou de nuntă brânză, primește cadou de nuntă berbecuț. N-am nevoie de nimic, dar i-am dat din dragoste, i-am dat aproape 20.000 de euro din dragoste. Și nu am nevoie de el și nici nu m-am dus la nuntă și tot am dat. A vrut să mă pună, și naș, și eu i-am zis că nu mai merg la nuntă. Tu trebuie să ai naș care să vină la nuntă, la masă. Eu la masă nu mai merg, eu de distracții fug, nu mă mai interesează. Omul ăsta a făcut o nuntă și a gândit așa, eu zic că a făcut foarte bine, el a făcut totul cu dragoste, zic eu, a declarat Gigi Becali. Gigi Becali, la un pas, să se răzgândească. Patronul lui FCSB a fost însă la un pas să-și retragă oferta. Când a auzit că politicianul a susținut în trecut că FCSB nu este adevărata steaua. Steaua a murit în momentul în care a luat-o Becali, a declarat George Simion. Gigi Becali a revenit asupra declarațiilor și a spus că îi va lăsa brânza așa cum i-a promis-o, însă, supărat, patronul a declarat că va rupe prietenia cu politicianul dacă nu își va cere scuze. Așa a zis că nu mai este steaua când a zis asta. Trimite-mi, tată, că nu vreau pe vorbe și răutăți și la revedere brânza. Îl anunț din timp, de fapt nici nu-l anunț dacă a zis așa. Nu mai mănâncă brânză la nuntă, a fost declarat ea patronului lui FCSB.